Se știe foarte bine că străinii sunt impresionați de țara noastră, dar mai ales de româncele frumoase. Cu toții afirmă că aici găsești cele mai frumoase doamne și domnișoare, iar pentru acest lucru chiar nu mai este niciun dubiu. Care este orașul din România cu cele mai multe femei? Locul unde, cu siguranță, te vei îndrăgosti de cineva. Dacă ești un bărbat singur, atunci trebuie să știi care este cel mai populat oraș din România de către femei. Țara noastră este o țară foarte frumoasă, iar străinii sunt impresionați de peisajele de poveste, dar și de româncele noastre. De foarte multe ori au afirmat că aici găsesc cele mai frumoase femei din lume, iar acestea au reușit să-i facă pe bărbații din alte țări să se îndrăgostească. În cazul în care te-ai întrebat care este orașul cu cele mai multe femei din România, atunci, conform unor date din recensământ, cele mai multe femei sunt în București. Se pare că în capitală sunt cu 123.119, mai multe femei decât bărbați. Cel puțin, asta se arată în raportul realizat în anul 2011, însă va rămâne de văzut dacă lucrurile stau așa și în prezent. Totuși, conform statisticilor, cele mai multe femei singure sunt în Sibiu, deci acolo ar fi locul tău în cazul în care vrei o relație. Se pare că cel puțin jumătate din numărul femeilor din Sibiu nu au o relație, iar după acest oraș urmează și Râmnicu, Vâlcea și Iași, cele care se înscriu tot în topul orașelor în care există cele mai multe femei singure. Nu se știe însă motivul pentru care acestea au preferat să fie singure, fie consideră că nu au găsit persoana potrivită, fie sunt mult prea pretențioase, însă lucrurile sunt certe. Acestea preferă să fie mai bine singure după rezultate cercetării sociologice. Un alt studiu interesant care arată că femeilor le plac singurătatea și libertatea a fost făcut în România. În urma analizelor și persoanelor care au participat la sondaje, a reieșit că multe femei sunt singure, fie pentru că nu au găsit pe cineva potrivit, fie nu își doresc să împartă viața cu nimeni, relatează spynews.ro.